Aici avem un o colonie micuță care la ultima verificare n-a avut hrană. Albina a scăzut foarte tare. Ce important e că avea mască. Acum chiar sunt curios dacă această colonie și-a revenit un pic având hrană și dacă se poate iernă. A fost strâns cât s-a putut de bine. Vă amintiți acel film cu coloniile cu probleme, uitați aici. Se pare că și-a revenit. Arată frumos. Atâta timp cât lucrează și după diafragmă, înseamnă că totul e în regulă. După ce a primit hrană când avea săracul mâncare. N-avea săracul mâncare, n-a avut curaj să se puie pe treabă, da? Acum vom vedea exact ce a făcut el. E totul în regulă. Am văzut că zborul este scăzut. Dar apărarea este drastică la urdiniș. Acum să vedem, se poate ierna măcar pe o ramă. Eu sunt cel care dau speranță și la ultima colonie să treacă de iarnă. Avem aici un pic de propolis la lună. Așa. Câte un gram, două, se adună, pentru cât avem nevoie. Așa, ajunge atâta, zic eu. Deci fiecare stupare mai dă și câte ceva, mai dă câte un pic de propolis, dacă altceva nu dă. Dar această colonie chiar e surprinzătoare datorită că era chiar vreau să o desfințez. Chiar vreau să o desfințez, dar am zis hai să vedem ce iese. Are multe rame după diafragmă. N-are nicio importanță, o să fie scoase. Să văd cât puiet are. Dacă mierea a ajutat la ceva. Bun, scoatem o ramă de aici. Așa. Ramă după diafragmă. Prea mult albine nu poate să aibă, că dar în 3 săptămâni cât poate să se mulțească ea. Aici lucrează ea un pic după diafragmă. 50 de albine dacă lucrează după diafragmă e suficient pentru ce a fost aici. Iată altă ramă după diafragmă. I-am lăsat așa miere. Aceste rame vor fi topite. Da, albina vine și mai ciugulește câte ceva de acolo. Dar ce mă interesează pe mine e cuibul. Deci a primit, fiindcă n-avea, două rame cu miere. Aceasta e prima ramă care a primit-o. Iată, încă nu e, nu s-a umplut încă rama cu albi. Dar are puie. Are și larvar. Aici sunt albinuțe tinere. Se pare că încet, încet își revine. Nu știu dacă mai are mult timp acum la dispoziție. Din miere a consumat. Era clar că nu are. Dar eu sper la o iernare pe două rame la această mică colonie. O iernare pe două rame, deci o matcă salvată, mai bine zis.
Iar aceasta e rama care nu avea mâncare deloc pe ea. Deloc. Iată ce ramă urâtă aici. Am mai luat matca s-a dus în partea de jos. Și aici a umplut cu ouă. Să sperăm că își revine. Oricum arată bine. Mi-era un pic frică să se îmbolnăvească puietul, fiind albină puțină. Dar se pare că matca își face treaba. E posibil să iernăm pe două rame. Bine, nu va ierna pe ramele astea care vi le arăt eu acum. Așa ceva nu se iernează. E o matcă ce s-a împerecheat acum în august. La începutul august a început să ouă. Vedeți ce rană? Deci asta este o un stup anemic. O colonie anemică. Dacă iernează pe două rame, e foarte bine. E foarte bine. Și aici am mâncarea. Dar acum, dar are și aici puiet, deci prea mult puiet pentru ce avem aici. Plus că am mai luat matca și pe aici. E matca și face datoria. Acum să-i mai dăm o șansă. O să vin cu scotorama. Să văd ce era mai mai scot și vin cu o diafragmă de polistire. Așa. Și acolo o să-i bag o diafragmă cu polistire, de polistire ne-i băgăm aici. Încercăm. Altceva n-avem ce face. Ducem o diafragmă de polistiren care izolăm peretele. Aici o să-i țină un pic de cald, să spunem așa. Nu știu ce vom găsi în octombrie la el. O să o filmăm atunci. Să vedem dacă se poate salva acest gen de colonii, cu toate că s-ar putea să ierneze în condiții bune. Nu e exclus. Cam asta e situația. Dacă aveți așa ceva, șansele să treacă de iarnă sunt jumate-jumate. Poate da, poate nu. Veți vedea la momentul respectiv. Acum depinde de fiecare cum decide. Bun, deci îl împachete și pe el. Și mai vine în octombrie să văd ce s-a mai întâmplat. Evităm stimularea, fiindcă n-are nevoie. Și așa are albină puțină, dacă mai și stimulezi, se face praf și pulbere. Bun, cam atât la acest film. Până data viitoare, numai bine.